Bine v-am găsit la o nouă emisiune Academia de Sănătate, deoarece într-una din emisiunile trecute am vorbit despre Premiul Nobel pentru Medicină 2020, ne-am propus în această emisiune să vorbim despre un alt Premiul Nobel acordat tot în 2020, și anume Premiul Nobel pentru Chimie. Asta pentru că descoperirea care a luat Premiul Nobel și cele două distinse personalități care l-au obținut aduc o contribuție importantă la dezvoltarea medicinei în special, a biologiei în general, dar și a medicinei în mod particular. De aceea, pentru o emisiune care se cheamă Academia de Sănătate, mi se pare obligatoriu ca să vorbim în acest an și despre Premiul Nobel pentru Chimie. E bine, Premiul Nobel pentru Chimie în 2020 a fost obținut de cercetătoarea americană Jennifer Doudna și de cercetătoarea de origine franceză care lucrează actualmente în Germania, Emmanuel Charpentier. Două cuvinte despre cele două cercetătoare și despre descoperirea pentru care a luat Premiul Nobel. Deci Jennifer Doudna este chimist, biochimist la bază, profesor la Universitatea Berkeley din California, în momentul de față, și cercetător la Institutul Medical Howard Hughes, de asemenea membru în conducerea lui Innovative Genomics Institute din Statele Unite. Din anul 2012 începe ascensiunea ei științifică, atunci când împreună cu Emmanuel Charpentier arată că CRISPR-Cas9, care este o enzimă bacteriană ce controlează imunitatea microbiană, poate fi utilizată pentru editare genomică. De altfel, generic vorbind, Premiul Nobel pentru Chimie a fost acordat pentru această editare genomică, gene editing sau genomic editing, dacă vreți, și care este considerată una dintre cele mai semnificative descoperiri din istoria biologiei. Deci ne aflăm în fața unei descoperiri realmente epocale, realmente cruciale pentru istoria științei. După această dată, Jennifer Doudna devine, în anul 2015, este menționată de revista Time ca una din cele 100 most influential people, deci una din cele 100 de persoane cele mai influente de pe planetă. În 2016 este nominalizată de aceeași revistă Time pentru a primi premiul Omul Anului. Și în 2017 participă la elaborarea unei lucrări zise de popularizarea științei, dar cu acest subiect popularizarea nu e ușor de făcut, chiar și pentru emisiunea din această seară am anumite emoții în sensul că sper să reușim să facem clar mesajul pe care vrem să-l transmitem, și în această lucrare este intitulată A Crack in Creation, o fractură în creație, dacă vreți, Gene Editing and the Unthinkable Power to Control Evolution, deci puterea incredibilă de a controla chiar evoluția. Evident că ne aflăm în fața unei descoperiri într-adevăr epocale. Cealaltă cercetătoare, Emmanuel Charpentier, este absolventă de Sorbona, deci este o franțuzaică, dar în momentul de față, din 2015, este directoarea Institutului Max Planck pentru Biologia Infecțiilor din Berlin, deci a secțiunii din Max Planck pentru Biologia Infecțiilor. Vom aborda această discuție dificilă despre metoda care se cheamă CRISPR-Cas9 de la început. O să revenim în emisiune. Acest acronim înseamnă Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Deci asta înseamnă inițialele CRISPR, dar cei doi invitați ai mei o să vorbească mai pe larg despre semnificația fiecăreia dintre aceste inițiale. Deci discutăm în această seară cu domnul Mihai Bogdan Preda, cercetător științific gradul 3 în laboratorul de biologie a celulelor STEM din cadrul Institutului de Biologie și Patologie Celulară Nicolae Simionescu, și cu doctorul Răzvan Iacob,
medic primar, gastroenterolog și șef de lucrări la UMF Carol Davila București, din Centrul de Boli Digestive și Transplant Hepatic Fundeni, cercetător în cadrul Centrului de Excelență în Medicina Translațională din Institutul Clinic Fundeni. Special am decis să abordez subiectul cu doi cercetători tineri, pentru că, evident, e un subiect pe care generația tânără îl va dezvolta și care sunt convins că va aduce mari progrese omenirii și mari progrese medicinii. Am să încep deci cu domnul Bogdan Preda și am să rog să ne facă o scurtă descriere a principiului metodei de editare genomică CRISPR-Cas9. Bună seara, domnule profesor! Vă mulțumesc mult pentru invitație și sunt foarte onorat să particip la această emisiune. Despre sistemul CRISPR, acesta este un mecanism imun adaptativ prezent la bacterii și în majoritatea organismelor unicelulare din grupul Archaea. CRISPR, cum am spus, acronimul din engleză, se traduce prin repetări palindromice scurte, grupate în mod regulat, reprezentând, în fapt, o familie de secvențe repetitive din ADN-ul genomului procariotelor. Organismele care conțin CRISPR capătă fragmente de ADN de la bacteriofagi sau plasmide, pe care îl transcriu în ARN-uri CRISPR, tocmai pentru a ghida ulterior clivajul ADN-ului sau ARN-ului străin. Acest sistem imun CRISPR lucrează prin cooperarea mai multor proteine diverse, denumite Cas, iar pe baza componentelor și a mecanismului de acțiune, sistemul CRISPR a fost împărțit în două mari clase. Clasa 1, care necesită un complex de mai multe proteine efectoare, iar clasa 2 necesită o singură endonuclează ghidată de ARN pentru a realiza clivajul materialului genetic străin. Acum, utilizarea sistemului CRISPR ca și unealtă de editare genomică a pornit de la clasa 2 de CRISPR, cu un complex format dintr-o singură endonuclează și un singur ARN. Acest sistem, prin modificarea moleculei de ARN CRISPR, denumit în sistemul experimental și single guide ARN, poate fi proiectat să recunoască orice secvență de ADN de interes din genom, iar prin acțiunea endonucleazică sau de clivare a proteinei Cas, poate fi utilizat ca un sistem programabil de editare genică sau genomică. Bun, acum sau ați folosit mult prea mulți termeni tehnici ca să înțeleagă cineva din afara lumii medicale exact despre ce e vorba. Nu e ușor să facem acest lucru înțeles, totuși să încercăm un pic. Lumea s-a mai familiarizat cu ADN-ul, de fapt toată lumea e familiarizată de mult și se știe că acolo este inclus codul nostru genetic și datorită structurii acestui ADN suntem ceea ce suntem. Cu ARN-ul ne-am familiarizat de curând, de când cu virusurile corona care fac parte din această familie, a înțeles lumea ce e și cu ARN-ul. Să revenim și să arătați de fapt care e semnificația până la urmă acestui sistem enzimatic și ce reușește, de ce s-a spus că e o fractură în creațiune. Iată cum s-a exprimat însăși una din cele două laureate ale premiului Nobel. Ce se întâmplă în realitate cu ajutorul acestei metode la nivelul genomului? Da, deci cum spuneam, sistemul CRISPR este un sistem foarte simplu, cel puțin clasa 2, în care avem o proteină Cas și un ARN ghid sau guide. Sistemul CRISPR oferă o platformă puternică și versatilă de editare a genomului prin eliminarea sau inserția unei gene, prin mutageneză sitospecifică sau prin corecție ale fragmentelor de ADN. El reușește să cliveze foarte precis, cu ajutorul moleculei guide, regiuni din genom, iar apoi, în urma clivării, are loc repararea sau se declanșează mecanismele intrinseci de reparare ale ADN-ului.
Aceste mecanisme sunt de două tipuri, îmbinarea neomologă a fragmentelor sau... Nu, tipurile ne interesează mai puțin. Deci, haideți să rămânem la faptul că elimină o genă dintr-un anumit locus din ADN. Poate elimina, poate insera o genă, poate crea mutații... Da, deci acestea explicațiile. Pe noi ne deranjează o genă din diverse motive. Poate să producă o boală, gena respectivă, și o să ajungem și la asta. Și atunci, sigur că visul omenirii ar fi fost să o decupeze de acolo, de unde se află, din structura genomului și să o elimine. Iar dacă o elimină, e o genă patologică, numai că la origine, gena normală avea niște funcții de care organismul are nevoie și atunci ar urma partea a doua, să o înlocuiască cu gena normală. Deci este posibil acest lucru prin această metodă? Sigur, se poate face prin procesul de recombinare omologă, în care acest proces are o eficiență mult mai slabă, mult mai mică, dar este repararea este fără erori. Asta e foarte important, pentru că dacă se clivează un fragment de ADN, procesul de reparare este cel la minte prima dată, însă în urma procesului apar niște acumulări de inserții sau o ștergere de nucleotide, ceea ce afectează structura ADN-ului. Însă dacă putem face cum am spus, luăm un fragment, o genă, o exogenă, pe care cu ajutorul acestui sistem o putem insera într-o regiune din genom pentru a putea exprima gena în condiții normale. Da, aș avea rugămintea să apelăm cât se poate de des la limbajul comun și atunci când sunt termeni tehnici să-i traducem cumva pe ca cei care urmăresc emisiunea să poată înțelege. Bun, deci pe scurt, cam în asta constă descoperirea celor două cercetătoare și de aici încolo, sigur că cel puțin aparent se deschid posibilități nelimitate. Se deschid posibilitățile de a vindeca boli care au la origine modificări ale genomului prin acest proces de editare. Și aș vrea să-l întreb pe Răzvan Iacob, ca și clinician, cam la ce ne putem aștepta aplicația ale acestei metode. Da, practic această editare genomică nu este un concept nou, este un concept mai vechi, dar sistemul CRISPR-Cas9 este ultima achiziție pe care o avem la ora actuală la îndemână și reprezintă un domeniu extrem de activ în cercetarea fundamentală. Dar fără îndoială, pe noi ca și clinicieni ne interesează cam ce aplicații practice ar putea avea. Deci problema esențială pentru noi este partea translațională, în ce măsură putem aduce din rezultatele pe care le obținem în laborator și le putem transpune cumva în practica de zi cu zi. Deci este extraordinar că avem la îndemână instrumente prin care să acționăm la nivelul codului genetic și să acționăm extrem de precis la nivelul codului genetic, așa cum putem face prin intermediul CRISPR-Cas9. Problema este cum putem ajunge la nivelul codului genetic și aici practic avem două posibilități. Putem prelua populații celulare din organism, pe care să le modificăm în afara organismului utilizând aceste instrumente de care vorbeam de biologie moleculară, sau putem introduce componentele sistemului de editare genică direct în organism, deci in vivo. Și studii clinice cu editare genică au început să existe încă din anul 2009 și până acum sunt chiar înregistrate, am găsit 45 de trialuri de fază 1 și fază 2, cu privire la editarea genomică. Unele din aceste studii chiar au intrat în faza de urmărire pe termen lung a pacienților și bineînțeles că ultimele trialuri au la bază sistemul CRISPR-Cas9, ca fiind cel mai nou care a intrat în arsenalul nostru. Primele studii și majoritatea studiilor de altfel au avut ca și subiect domeniul infecției HIV. Și au plecat de la binecunoscutul caz Berlin, în care un pacient care era infectat cu virus HIV și suferea de o boală hemato-oncologică a primit transplant de celule stem și grefa pe care a primit-o era o grefă care era deficientă de CCR5, adică îi lipsea receptorul care era folosit de virusul HIV pentru a se internaliza. Drept urmare, pacientul acela s-a vindecat de HIV. Și atunci a apărut, bineînțeles, ideea că am putea modifica genetic populațiile de celule T care sunt infectate cu HIV pentru a vindeca HIV. Și au apărut multiple trialuri clinice în acest domeniu.
utilizând editarea genică, deci pentru modificarea receptorilor care sunt folosiți, de exemplu, de infecția HIV pentru a infecta celulele T. Bineînțeles că pe viitor acest concept de terapie genică în HIV aduce chiar posibilitatea de excizie din interiorul genomului uman a insertului retroviral. Deci chiar pe termen lung ar putea aduce perspectiva vindecării HIV utilizând terapiile genice. Un alt domeniu extrem de important pentru noi ca și clinicieni este domeniul cancerului, bineînțeles. După cum știm, cancerul reprezintă în principal mutații genetice, deci alterările genomice sunt extrem de importante și este extrem de important să putem să le controlăm. De asemenea, un element foarte nou al terapiilor antitumorale este reprezentat la ora actuală de imunoterapie. După cum știm, celulele tumorale sunt capabile să eludeze răspunsul imun al gazdei, deci își dezvoltă mecanisme prin care sunt capabile să evite să eludeze răspunsul imun. Imunoterapiile au tocmai acest scop de a reactiva răspunsul imun și de a-l face activ împotriva celulelor tumorale. Și avem aici conceptul de transfer celular adoptiv, așa cum se numește, care implică în principal modificarea genetică a limfocitelor T. Limfocitele T, după cum știm, sunt populații celulare extrem de active care susțin răspunsul imun, inclusiv cel antitumoral. Există posibilitatea să utilizăm aceste principii de editare genomică a limfocitelor T sistemic sau putem izola limfocitele T specific din interiorul tumorilor. Sunt tehnici care permit izolarea populațiilor acestea de limfocite T intratumorale, deci care au perspectiva de a fi cel mai active împotriva luptei tumorii. Și, bineînțeles, ele pot fi modificate genetic în sensul de a le face mai, pe de o parte, de a le crește posibilitatea de a lupta împotriva tumorii, de a recunoaște antigenele specific tumorale și de a fi îndreptate chiar specific împotriva anumitor tipuri de tumori. Există acea așa numită terapie CAR-T, în care limfocitele T sunt modificate în laborator pentru a fi active împotriva unor antigene specifice tumorale, deci acționează selectiv împotriva anumitor populații de tumori. Toate aceste modificări genetice pot fi realizate, bineînțeles, utilizând vectori retrovirali, dar care au, bineînțeles, multiple dezavantaje, în sensul că nu sunt foarte specifici, pot să producă o inserție aleatoare a genei care ne interesează, dar, bineînțeles, putem utiliza. Vă întrerup un pic aici cu vectorii retrovirali. E bine că ați menționat că ingineria genetică, dacă vreți, nu începe cu CRISPR-Cas9. Da, că se făcea până acum, se foloseau și alte metode, există și alte metode și ajungem în prezent la CRISPR-Cas9. Bun, continuați. Deci e extrem de important faptul că prin editare genomică avem posibilitatea de a introduce aceste antigene specific tumorale la nivelul celulelor T în zone care sunt sigure. Deci nu, ele nu sunt introduse aleator, cum se întâmplă prin vectorii retrovirali. Da, intrăm din nou prea adânc în sfera cercetării fundamentale medicale. Sigur, în linii mari ați anunțat faptul că putem lupta cu infecția HIV-SIDA, putem lupta cu cancerul. Despre chimeric antigen receptor T-cells am mai vorbit într-o emisiune anterioară și cu profesorul Daniel Coriu. Deci, sunt lucruri pe care le-am mai abordat. Acum ne întoarcem la descoperirea pentru care, repet, s-a luat premiul Nobel în acest an. Și l-aș întreba pe Bogdan Preda în ce măsură e posibilă utilizarea acestei descoperiri și pe liniile de celule germinale, dat fiind că asta a ridicat foarte multe probleme etice. Da, sigur, acest subiect este unul delicat. Tehnologiile bazate pe CRISPR vor continua cu siguranță să transforme cercetarea fundamentală, precum și cea clinică și biotehnologică. Însă este necesară o discuție amplă pentru a ne asigura că aceste tehnologii de editare a genomului, precum CRISPR, vor fi utilizate în siguranță și responsabil, dar într-un mod în care să nu împiedice descoperirile sau beneficiile cercetării științifice. În ceea ce privește editarea celulelor umane, întrebările majore includ dacă ar trebui permisă și reglementată, bineînțeles, editarea țesuturilor somatice sau a celor germinale, dacă ar trebui folosită această tehnologie pe embrioni umani,
Iar dacă răspunsul ar fi că da, în ce cazuri s-ar putea aplica acest lucru? Pentru că aici intervine o serie de probleme de etică. Aș aduce în discuție referitor la acest subiect și cazul cercetătorului chinez He Jiankui, care acum 2 ani susținea că a realizat primii oameni modificați genetic prin tehnologia CRISPR, și anume gemenele Lulu și Nana. Pardon. Însă el în acel studiu a deletat în embrioane altfel normal gena CCR5, despre care amintea domnul dr. Răzvan, și pentru a încerca tocmai să creeze copii protejați de virusul HIV. Din nefericire însă a fost trimis în judecată și condamnat la închisoare cu amendă foarte mare și interzicerea pe viață la implicarea medicina reproductivă, pentru că unul din argumente a fost că a aplicat cu precipitație tehnologia de editare a genelor la medicina reproductivă asistată. Acum, pe lângă capacitatea de a edita genomul uman, sistemul CRISPR oferă și posibilitatea de a modifica drastic ecosistemele prin editarea genomului plantelor și animalelor. Însă, iarăși, există îngrijorări majore cu privire la capacitatea noastră de a prezice impactul ecologic complet al unor astfel de organisme, precum și capacitatea noastră de a le controla odată ce ele sunt eliberate în natură. Da. Aceste date nu trebuie să privite într-un mod pesimist sau negativ, însă ele evidențiază necesitatea unei reglementări atente și utilizarea tehnologiei într-un mod responsabil. Da, asta voiam să discutăm mai pe larg despre pericolele care ne pască, pentru că orice metodă, cu tot entuziasmul pe care îl putem avea, în timp se dovedește că are și neajunsuri, că ridică probleme etice și că poate crea chiar efecte adverse. Rămânând și încercând să terminăm discuția despre liniile germinale, sigur că ar fi foarte atractiv dacă se cunosc boli genetice, fără discuție, corectarea lor cât mai precoce, nu? Înainte chiar de începerea vieții, să spun, în viața intrauterină. Și aici apar într-adevăr aceste probleme etice, ce măsură a fi permis acest lucru sau nu? În acest sens, am citit că Organizația Mondială a Sănătății a stabilit recent un grup de lucru multidisciplinar cu scopul de a dezvolta un cadru global de legiferare privind editarea genomului, fiind o problemă extrem de importantă. Da, da, sigur, teoretic ne-am putea propune să creăm oameni perfecți. Practic, problemele etice care derivă dintr-o asemenea încercare temerară sunt mult prea mari ca să nu necesite o legiferare foarte precisă. Ca să îndepărtăm defecte, da, dar ca să creăm oameni perfecți, să spunem, prin modificări genetice, deja deschidem o cutie a Pandorei care poate fi extrem de periculoasă. Ne întoarcem la aplicațiile metodei și până acum sper că am reușit să creăm această imagine prin care se decupează o genă care nu ne convine, o genă patologică, o genă nocivă pentru organism din genom și se înlocuiește cu una normală. În același timp, chiar genele existente, și aș vrea aici să-l rog pe Răzvan Iacob să ne vorbească despre acest lucru, expresia lor poate fi modificată fără să le mai decupăm, lăsându-le acolo unde sunt, dar ținând cont de faptul că atunci când sunt supraexprimate se produc anumite efecte care pot fi patologice, fără discuție. Cum putem manipula expresia genelor utilizând metoda CRISPR-Cas9? Da, aici ar trebui să discutăm de editarea ARN prin metoda CRISPR. Practic, aceasta oferă niște posibilități suplimentare și rezolvă oarecum unele din problemele pe care le pune CRISPR-Cas9, pentru că nu induce modificări irreversibile în genom. Enzimele Cas13 de mai multe tipuri ABC practic sunt activate în mod specific de secvențe ARN care sunt complementare cu secvențele ARN țintă
și practic odată activate conduc la degradarea moleculelor ARN și la controlul expresiei genice. Aceste elemente au stat la baza dezvoltării unor sisteme extrem de sensibile de detecție a moleculelor ADN și ARN, sunt așa numitele sistemele Sherlock, care pot detecta molecule specifice de acizi nucleici, de ADN, ARN, până la nivel de o moleculă, deci sunt extrem de sensibile și au fost utilizate în practică, practic, pentru a genera sisteme de detecție de organisme patogene, de orice tip, bacterii, virusuri, pot detecta rezistențe la antibiotic, pot detecta mutații specific tumorale din sânge care provin din cancere și care practic au perspectiva de a propulsa extraordinar tehnicile acestea de biopsie lichidă, care au la bază identificarea ADN-ului liber circulant. Toate practic au la bază generarea unei matrici de ARN care este substrat pentru această enzimă Cas13. Singurul dezavantaj este că necesită totuși o etapă intermediară de amplificare prin PCR a secvenței țintă care durează până la o oră. Deci sunt încă time consuming. În acest context, echipa coordonată de Jennifer Doudna a pus la punct o metodă de diagnostic rapid al virusurilor ARN și în special aici facem referire la SARS-CoV-2 prin tehnologia aceasta CRISPR-Cas13, care este extrem de rapidă. Ea practic nu utilizează niciun fel de amplificare PCR intermediară și doar crescând numărul de ținte ARN de la nivelul genomului pe care îl investighezi, poți să conduci la detectarea patogenului printr-o simplă reacție de fluorescență. Mai mult decât atât, a condus la dezvoltarea unei tehnici care poate identifica virusul SARS-CoV-2 prin sistemul acesta utilizând telefonul mobil. Deci, în momentul în care ai o metodă extrem de rapidă de diagnostic și care poate fi aplicată în masă, deci o metodă extrem de facilă, practic se deschide posibilitatea de a face diagnostic în masă și de a scăpa de acest concept de lockdown cu care ne confruntăm acum, prin înlocuirea lui cu identificarea rapidă și izolarea contactilor. Mai mult decât atât, este o metodă care se pare că este extrem de sensibilă, are o sensibilitate undeva de 200-500 de copii pe microlitru, în condițiile în care o infecție semnificativă este la 1000 de copii pe microlitru. Deci aduce niște perspective deosebite în domeniul acesta al infecției SARS-CoV-2, care ne preocupă atât de mult în această perioadă. Pe de altă parte, o echipă de la Stanford a imaginat o metodă inovativă de tratament chiar al infecției cu virusuri de tip ARN, cum este și virusul SARS-CoV-2, și care are la bază abilitatea enzimei, de data aceasta Cas13D, de a degrada specific moleculele de ARN pe care tu le indici prin firul ghid. Și a denumit această tehnologie foarte sugestiv Pac-Man, similar cu jocul pe calculator. Practic, ei au făcut o analiză bioinformatică complexă prin care au generat biblioteci de ARN-uri ghid care sunt comune tuturor coronavirusurilor existente în acest moment. Practic, dacă utilizezi 6 ținte din această bibliotecă, poți intercepta 91% din toate tulpinele de coronavirus cunoscute. Dacă utilizezi 22 de ținte, practic interceptezi toate tulpinele existente în acest moment. Țintele acestea vizează genele RDRP și N și au la bază și primării care sunt utilizați în momentul acesta pentru PCR. Sistemul acesta este gândit ca un sistem de tratament profilactic însă, prin imunizarea porții de intrare și care practic înlocuiește vaccinul. Bineînțeles, poate fi utilizat și terapeutic în cazul unei infecții active pentru a scădea încărcătura virală. Și exact același principiu a fost utilizat pentru distrugerea virusului gripal de tip A. Deci, practic, este o metodă extrem de inovativă de tratament antiviral și care are un rol extrem de important profilactic, dar și terapeutic. Bineînțeles că sunt niște probleme care poate să țină de sistemul de introducere la nivel respirator al acestor componente necesare, editării genice, de eficiența introducerii la nivel organismului, de eventual de imunogenicitatea Cas13, dar odată puse la punct și rezolvate aceste probleme, bineînțeles că va necesita timp, practic acest concept poate înlocui și extinde conceptul de vaccinare.
Ne întoarcem la modularea expresiei genice și am să rog pe Bogdan Preda să ne vorbească puțin despre acest proces și despre ce putem obține în ziua de astăzi ca modularea expresiei genice. Sigur. Pe lângă activarea sa endonucleazică, această proteină, în caz nou, ea poate servi ca o platformă unică de recrutare de proteine și de factori ARN la un situs țintă, fiind concepute astfel instrumente puternice de reglare țintită a expresiei genelor. Pentru asta, proteina Cas9 a fost modificată pentru a se păstra capacitatea de legare a ARN-ului ghid și a ADN-ului țintă, însă a fost dezactivată această activitate endonucleazică sau declivarea ADN-ului, fiind astfel transformată într-o proteină denumită DCAS sau deactivated. Interesant că aceste molecule mutante se leagă foarte puternic la secvența de ADN țintă și astfel interferă cu activitatea altor proteine, cum ar fi factorii de transcriere sau ARN polimerază. Cu toate astea, eficiența nu era foarte mare, astfel că pentru a-i crește această eficiență, proteina de Cas a fost fuzionată cu domenii de represie a transcrierii, ca de exemplu. Da, astea sunt mecanismele intime și extrem de sofisticate, de altfel, efectul, deci, până la urmă, care este efectul final al acestor? Efectul final este că odată ce am înlăturat activitatea de clivare a ADN-ului și am păstrat doar capacitatea complexului de a se lega țintit la o secvență de ADN, împreună cu diferiți modulatori de fie de activare, fie de represie a genelor, putem ținti într-un mod foarte precis când să activăm o genă sau când să o subexprimăm. Sau... Da, perfect, perfect. Deci procedeul CRISPR-Cas9 poate fi util inclusiv sub acest aspect al activării genelor sau al dezactivării genelor, al supraexpresiei genelor, sau invers al expresiei diminuate a acestora în funcție de efectele patologice care apar în urma acestor procese. Deci nu mai decupăm gena, nu mai înlocuim, dar o controlăm la nivel de activare și dezactivare. Mulțumesc. Trecem mai departe. Acum asigur că toate ar fi bune și frumoase, metoda încă o dată este revoluționară și deschide perspective în numeroase arii de activitate, în numeroase zone ale medicinei, dintre care unele au fost menționate. Ne întoarcem la precauții. Ca orice metodă nouă, trebuie să știm ce potențiale pericole, ce potențiale efecte adverse, ce potențiale limite are. Ce ne puteți spune în acest sens? Printre principalele probleme ale tehnologiei CRISPR-Cas se numără și așa numitele efecte off-target sau efecte în afara țintei. Având în vedere că acest sistem a evoluat ca un sistem de apărare împotriva virusurilor care tind să capete frecvent mutații, un sistem CRISPR mai puțin specific ar fi avantajos pentru bacterii. Într-un mod logic. Și, într-adevăr, studiile timpurii referitoare la specificitatea acestui sistem au evidențiat acest fapt și au demonstrat că sistemul poate avea potențiale efecte în afara țintei, adică să lege alte regiuni din genom nespecific. Unele studii de mapare a întregului genom au evidențiat că aceste situsuri de legare în afara țintei sunt îmbogățite în așa numitele regiuni de cromatină deschisă. Însă, important de reținut este că aceste legări au totuși o afinitate mai scăzută. O analiză mai detaliată a legăturilor în afara ținte a arătat că sistemul permite o serie de nepotriviri a secvenței dintre ARN-ul ghid și secvența de ADN. Cu toate astea, doar un număr limitat de aceste ținte off-target au fost cu adevărat clivate in vivo, ceea ce sugerează un nivel mai puțin stringent pentru legarea Cas9 decât pentru clivarea moleculei de ADN. În plus, aceste efecte off-target sau efecte în afara ținte pot fi reduse printr-o selecție și optimizare a moleculelor de ARN ghid sau printr-un control strict al expresiei și al activității proteine Cas. Da, deci
reluând ideea, ele merg la țintă și realizează ce vrem noi să realizeze, dar există posibilitatea ca să atingă și alte ținte, acolo unde nu aveam niciun interes ca să producă efecte, și asta poate fi unul din neajunsurile metodei pe care căutăm să-l limităm până rafinarea tehnologiei folosite, care evident de-a lungul timpului va deveni din ce în ce mai precisă. Adică se va ajunge la un grad de precizie ceva mai mare și la evitarea acestor efecte off-target. Poate ar fi de menționat noțiunea de sisteme CRISPR ca hiperprecise, nu? Da. În acest context poate ar fi de menționat faptul că tehnicile de inginerie genetică, odată ce este cunoscută structura proteinelor Cas, permite modificarea structurii acestor proteine Cas în așa fel încât ele să fie mai precise, deci să existe o precizie suplimentară de acțiune la nivelul genomului și în același timp să scadă imunogenicitatea lor. Deci, practic, prin ingineria genetică a sistemelor Cas, este posibil ca pe viitor aceste două probleme să fie rezolvate sau oricum minimizate ca și efecte. Bineînțeles, cu beneficii clinice clare. Da, domnilor, deci iată, cele două cercetătoare au devenit celebre de-a lungul anilor, au primit premiul Nobel în 2020, dar după cum am citit din biografia lui Jennifer Doudna, încă din 2012 ele sunt cunoscute la nivel mondial și metoda CRISPR-Cas9 are niște ani de evoluție la nivel internațional. Ultimul punct al discuției noastre aș vrea să fie despre momentul actual în România, deci unde ne aflăm cu cercetările folosind această metodă, în ce măsură ea a fost introdusă și în România, ce linii de cercetare urmează cercetătorii români cu ajutorul acestei metode și ce perspective se deschid cu ajutorul acestei metode. Aș putea începe eu spunând că experiența noastră utilizând sistemul CRISPR începe cu aproximativ 5 ani în urmă, când l-am întâlnit pe domnul profesor Mircea Ivan de la Indiana University, Statele Unite. Și cu care un moment de întrerupere cu scuzele de rigoare. De altfel, inițial eu m-am adresat profesorului Ivan pentru a purta această discuție și care mi-a spus foarte mândru că are în România un elev foarte capabil care poate la fel de bine să poarte discuția. Nu știu dacă noi am fost destul de clari într-o discuție oarecum de biologie moleculară și folosind termeni tehnici care nu puteau fi evitați, dar personal și eu sunt la fel de mândru că putem purta această discuție în România, pe de o parte. Pe de altă parte, relația cu profesorul Ivan, care face parte dintr-un grup care a obținut și el premiul Nobel, dar pentru cu totul altceva, și poate o să abordăm și această descoperire într-o emisiune viitoare, relația asta este fundamentală. În momentul de față, cred că cercetătorii români sunt obligați din toate punctele de vedere să se formeze și să lucreze împreună cu echipe de cercetare din țările avansate și din centrele avansate, iar cea mai bună manieră de a realiza această legătură este de a colabora cu cercetătorii români de vârf de la nivel internațional și invers, și pentru ei uneori e o modalitate de a ajuta România și de a ajuta cercetarea științifică din țara noastră. Așa că relația pe care o aveți cu profesorul Mircea Ivan și faptul că v-ați format sub îndrumarea lui este un model pe care ar trebui să-l urmeze și alți cercetători români. Mulțumesc! După cum spuneam, într-un studiu coordonat de domnul profesor Mircea Ivan, am utilizat tehnologia CRISPR pentru a analiza funcțional un locus de ARN necodant. Mai exact, am studiat locusul lui miR-210. Din acest locus sunt transcriși atât microRNA-ul miR-210, cât și o serie de transcripții lungi de ARN necodant. Astfel am realizat designul moleculelor de ARN ghid pentru a putea cu ajutorul proteinei Cas9 să clivăm fie un fragment de 30 de nucleotide de la nivelul premirului sau să clivăm întregul locus miR-210, ce conține atât mirul cât și transcripții long-non-coding,
un fragment care este de aproximativ 2 kilobaze. Experimentele au fost apoi validate într-o linie de celule umane, unde am obținut clone de celule heterozigote sau homozigote pentru deletea lui MIR-210 sau a întregului locus, iar ulterior au fost realizate experimente prin care am testat funcționalitatea acestor celule. Într-un alt studiu pe care îl pornim în acest moment în laborator... Puteți defini o semnificație clinică a experimentului și a ce ați obținut? Studiile noastre sunt canalizate pe acest locus. MIR-210 este un MIR cunoscut, demonstrat pentru prima dată de domnul profesor Ivan, că este puternic indus în hipoxie, când celulele au concentrații mai mică de oxigen, acest MIR se supraexprimă practic în orice celulă, în special dânsul a pornit de la studii pe celule tumorale sau în tumori care sunt hipoxice, acest MIR-210 este crescut. Însă studiile noastre au văzut că locusul respectiv este foarte important și are funcții dincolo de cele legate de hipoxie, fiind un locus într-o regiune immune enriched, se cheamă, sau în care este implicat foarte puternic asupra creșterii și asupra inflamației, în special inflamație cronică. Studii de Genome Wide Association Studies sau realizate pe un număr foarte mare de pacienți care asociază acest locus cu boli autoimune, în special cu lupusul, dar și... Ok, bun, e o arie de cercetări foarte interesantă. Dacă mai aveți ceva de adăugat înainte de... Într-un alt studiu, acum îl pornim în laborator împreună cu două studente la doctorat foarte muncitoare, Mihaela Lupan și Evelin Rusu, coordonate de dr. Alexandrina Burlacu. Ne propunem să utilizăm acest sistem de caz despre care am vorbit mai devreme pentru a determina rolul unui alt locus necodant implicat de data asta în procesul de îmbătrânire naturală. Acest locus este situat pe cromozomul 12 de la șoareci și el produce un transcript policinstronic cu un număr mare de microRNA-uri și RNA-uri necodante lungi. L-am identificat printr-o analiză de secvențiere a microRNA-urilor din fibroblaști cardiaci de la șoareci bătrâni și șoareci tineri. Iar analiza bioinformatică a arătat că acest locus apare downregulat în îmbătrânirea naturală. Nu se cunosc efectele acestui proces de silențiere naturală a locusului. Tocmai de aceea ne propunem să utilizăm sistemul DECAS pentru a realiza o serie de experimente de activare sau represie a promotorului sau de demetilare a acestuia, încercarea de a mima procesul de îmbătrânire pentru a determina rolul acestuia în această condiție. Da, se confirmă cumva ce îmi spunea profesorul Ivan, că deja Bogdan Preda a devenit în România Mr. CRISPR-Cas9 și oricum la Institutul de Biologie și Patologie Celulară condus de doamna academician Maia Simionescu, acest lucru înțeleg că este acceptat de toată lumea. L-aș ruga pe Răzvan Iacob să spună în continuare în ce constă experiența lui personală în cadrul Centrului de Excelență în Medicina Translațională Funden și ce perspective de viitor vede dezvoltării metodei în centrul în care lucrează. În cadrul Institutului Clinic Funden, cercetarea în domeniul cancerului de pancreas este o preocupare extrem de importantă. Și în acest sens, noi am încercat să utilizăm tehnologia de editare genomică CRISPR-Cas9 pentru a genera o linie celulară de cancer de pancreas care se exprime un factor de transcripție esențial pentru procesul de diferențiere pancreatic. Aceste studii se înscriu în cadrul studiilor care țin de conceptul de terapie de diferențiere în cancerul de pancreas. Am utilizat niște sisteme care sunt disponibile la ora actuală comercial și care folosesc ca situs de inserție al transgenei, deci al genei de interes, un situs safe, situsul AVS1, utilizat de adenovirusul asociat 1 pentru inserție la nivelul genomului
Și practic am generat această linie celulară transgenică de cancer de pancreas. Studiind această linie am observat că în cadrul ei procesul de tranziție epitelial-mezenchimală este reversat, deci toți factorii de transcripție care țin de procesul de tranziție epitelial-mezenchimală sunt subexprimați în această linie și asta este un prim pas în reversarea fenotipului malign. Bineînțeles, studiile continuă, însă primul pas era să avem la îndemână instrumentul de lucru, deci linia celulară transgenică. Pe care ați obținut-o aplicând această metodă revoluționară pentru care, iată, s-a luat în acest an premiul Nobel pentru chimie. Ca o concluzie la această discuție, prezentând scuze celor care ne-au urmărit pentru termenii tehnici uneori excesiv folosiți, dar încă o dată, mai ales tinerii cercetători cu care am stat de vorbă, pentru ei ăsta e limbajul lor curent. Mi-aduce aminte, cu permisiunea noastră, o discuție la un moment dat, la o întâlnire cu cititorii, cineva l-a întrebat pe Teodor Baconschi de ce folosește atât de multe cuvinte pentru care trebuie să ai tot timpul dicționarul lângă tine ca să înțelegi ce scrie. Și Baconschi s-a gândit un moment, după care a răspuns: domne, eu folosesc acei termeni pentru că aceia exprimă ideile mele. Dacă îi înlocuiesc cu alții, nu mai sunt ideile mele. Așa și în cazul celor doi cercetători cu care am stat de vorbă, ăsta e limbajul lor, acestea sunt termenii pe care îi folosesc, totuși cred că o parte din mesaj a ajuns la cei care au urmărit emisiunea. Perspectivele care se deschid odată cu introducerea acestei metode în arsenalul a ceea ce am putea numi la modul generic inginerie genetică, despre asta vorbim până la urmă, e una dintre cele mai puternice arme, să spunem, sigur e și ultima descoperită, dar comparativ cu celelalte parcă ajungem într-o altă categorie, să spun, suntem la un alt nivel, cu precauțiile de rigoare, deci aplicațiile posibile ale acestei metode pot fi absolut fabuloase. Și iată că și în România metoda a fost introdusă, din câte știu, și în Centrul Universitar Cluj, în Centrul de Cercetări condus de doamna Ioana Moldovan, se folosește această metodă deja. Așteptăm noi și interesante rezultate. Ele poate nu vor fi întotdeauna ușor de explicat, dar vedeți câteodată realizări extraordinare pentru omenire și cu efecte asupra sănătății populației au la bază asemenea cercetări. Din ce în ce mai mult, cercetarea fundamentală de un asemenea nivel stă la baza unor descoperiri de pe urma cărora profită întreaga omenire. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și vă mai așteptăm, mai ales pe măsură ce descoperirile pe care le veți face vor căpăta semnificație pentru populația României. Mulțumim!